Bun găsit, domnilor și domnilor de la Baia Mare. Până acum 10 minute a fost o vreme ca de iarnă aici în orașul din Maramureș. A nins o vreme care în mare măsură i-a făcut pe spectatorii, care sunt număr destul de mic aici prezenți la stadion pentru derbiul dintre Baia Mare și Timișoara, să se gândească mai mult la sărbătorile Crăciunului decât la Paștele care se apropie cu pași repezi în România. În fine, este o partidă extrem de importantă din etapa a doua din Superliga Națională la rugby. Meciul dintre campioanele din ultimii ani, confruntarea dintre Baia Mare și Timișoara, un meci în care se vor duela cele mai bune echipe din ultimii ani din rugby-ul românesc. Iată și cele două distribuții. Începem mai întâi cu gazdele. Vedeți deja pe ecran alcătuirea băimărenilor. Zimbrii vor începe această partidă cu Mihai Dico, Paul Rusu și Florin Gorun în linia întâi, Marius Danilă, Johannes Van Herd în linia a doua la grămadă, cu Selo Moiache, Sean Morel și Constantin Ene completează pachetul de înaintare al băimărenilor. Băimăreni care vor evolua cu Nigel Genia și Samoa Luke, mijlocași la grămadă, respectiv la deschidere. Aripile sunt Keegan Sefton și Georgel Cătună. În centru vor juca Leia Taua și Facao Silea, în timp ce fundaș este Ionuț Botezatu. De cealaltă parte, Timișoara începe această confruntare cu Romumu și Țăruș, alături de Eugen Căpățână în linia întâi. Linia a doua sunt Vali Popârlan și Marian Drenceanu, iar flankeri sunt Randall Morrison, Daniel Ianu și capitanul Stelian Burcea, închizătorul grămezii. Mijlocaș la grămadă este Vali Calafeteanu, uvertură Jody Rose, Arip, Noaza și Tangi Mama. În centru vor juca Jack Umaga și Kini Kinilau, iar fundaș este Gabriel Conache. Această partidă va fi condusă de Emanuel Gorodea din Iași. El este arbitrul la centru, ajutat de Mădălin Gârbău și Răzvan Ștefan. Al patrulea oficial este Călin Cojocneanu, în timp ce arbitrul video este Nicolae Copil. O partidă așadar extrem de importantă, o partidă care în mare măsură poate să ne dea o măsură exactă în ceea ce privește bătălia pentru titlul în acest sezon, pentru că, vă spuneam, sunt echipele care în ultimii 5 ani, 6 ani chiar, au dominat cu autoritate campionatul intern. Un meci extrem de important, o bătălie între două echipe care au reușit să își mențină un lot foarte valoros, să aducă câțiva jucători care au contribuit la creșterea în valoare și în forță a celor două grupări. Două echipe pe care toată lumea le consideră în acest moment ca fiind principalele favorite la cucerirea unui nou titlu în Superliga Națională la Rugby. De altfel, două echipe care în prima etapă au reușit să se impună. Timișoara a câștigat în confruntarea cu Steaua, în timp ce Baia Mare, într-o transmisiune pe care ați avut ocazia să o urmăriți săptămâna trecută în direct la televiziunea română, a câștigat fără probleme aici, pe propriul teren, în bătălia cu cei de la CSM București. Cele două echipe sunt în acest moment pregătite să intre pe gazon. Încă o informație: ieri, după cum bine știți, s-a disputat marele derby de tradiție, pentru că în momentul de față, din păcate, pentru susținătorii celor două confruntări, Steaua și Dinamo nu mai sunt considerate a fi marile forțe ale competiției interne. Ieri Steaua a reușit să se impună în confruntarea cu Dinamo. Iată așadar cele două echipe intrând în acest moment pe gazon. Am rămas datori cu numele celor doi tehnicieni. Eugen Apioc este cel care o conduce de pe banca tehnică, Zimbri din Baia Mare, în timp ce pe banca timișorenilor principal este Anesi Sosene. Hai,
foarte mulți spectatori, pentru că vă spuneam până în urmă cu aproximativ 10 minute a nins aici la Baia Mare. Sunt însă, ca de obicei, oamenii care iubesc rugby-ul sunt alături de echipe. Poza oficială de la începutul confruntării. Iată-l în imagine pe Tangimana. Schimbarea de ultim moment făcută de Anesi Sosene. Inițial Stephen Shannon trebuia să fie titular pentru postul de aripă. În ultimul moment însă tehnicianul de la Baia Mare a ales să îl titularizeze pe Tangimana, având în vedere o mică problemă de sănătate pe care a avut-o Stephen Shannon, cel care trebuia în mod normal ca să fie titular, vă spuneam, pe postul de aripă. Prima lovitură aparține timișorenilor. Probleme pentru Baia Mare. Excelent a început această partidă pentru Timișoara, care iată pleacă acum la un atac pe 3 sferturi. O acțiune a lui Romumu. Scoate valica la Feteanu. O schimbare de direcție foarte bună, reușită de Jack Umaga. Urcea și sunt probleme mari, să vedem dacă vor reuși. Este eseu! Nici 60 de secunde cred că nu au trecut de la startul acestei partide și un eseu reușit de Aripa Noaza, dacă am văzut eu bine. Iată încă o dată această acțiune. Pasa lui Burcea. Un balon care se duce la Noaza, care evită un placaj și apoi culcă balonul în terenul de țintă. Excelentă acțiune. Totul a plecat de la o greșeală la recepția balonului comisă de cei de la Baia Mare. Valica la Feteanu încearcă să aducă încă 2 puncte pe tabelă pentru oaspeți. Poziția nu este una extraordinară. Cele două steaguri se ridică 7-0 încă din debutul acestei confruntări pentru Timișoara, care începe această partidă foarte, foarte bine. S-au trezit și suporterii celor de la Baia Mare, care încearcă să-și încurajeze favoriții. Bună recepția lui Tajimama. La Feteanu, un cârlig, un șut bun. Bună recepție a fundașului Ionuț Botezatu. Stop, 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 acolo, stop! Luxamoa. Foarte bună tușă reușită de Uvertura băimărenilor, care mută jocul undeva la 25 de metri de terenul de țintă al oaspeților. Hai, te rog, Roșu! Albastru aici! O primă tușă repune Eugen Căpățână pe spatele marginii. Nu a fost o execuție fără emoții pentru cei de la Timișoara, care reușesc să resping acum Botezatul. Un placaj teribil pe care îl dă Tangimana. Și este lovitură de pedeapsă, pentru că nu a fost eliberat omul placat. A ridicat brațele nemulțumit cu Selo Moiache pentru decizia arbitrului, însă este o lovitură de pedeapsă pe care băimărenii aleg să o execute printr-o încercare de a trimite direct la but.
Te aud, Nicu. Luc Samoa este cel care își asumă această responsabilitate în confruntarea de săptămâna trecută. Transformerul Băimărenilor a avut o precizie foarte bună, a reușit de fiecare dată să trimită printre buturi balonul din lovituri de pedeapsă sau din transformări. Poziția este ideală acum și pentru Luc Samoa. În mod normal, n-ar trebui să fie probleme pentru overtura zimbrilor. Balonul se duce printre cele două buturi și Baia Mare reduce din diferență. Scorul este în acest moment 7-3 pentru Timișoara. Balon repus în joc de fundașul Conache. Și să intre în posesie pe Măreni. Un cutlig al lui Nigel Genia. Un balon însă care se duce direct în afara terenului de joc. Va fi o tușă de care vor beneficia oaspeții. Acolo rămâi. Așteaptă. Rămâi acolo, 10 albastru. Margine completă pentru timișoreni. Joacă roșu. Câștigat bine și fără probleme, iar acum încearcă un gol de margine. Vin foarte bine oaspeții. Probleme pentru băimăreni care nu au voie să prăbușească acest mol. Continuă foarte bine molul Timișoarei, care a reușit deja să câștige metri importanți. Se regrupează și cei de la Baia Mare și reușesc să oprească înaintarea oaspeților. Hai, joacă! Pick and go încercat de cei de la Timișoara. Scoate din nou Calafeteanu, dă drumul pe trei sferturi. E fentă de pas a lui Knichilau. Un înainte. Păcat de această acțiune a celor de la Timișoara. Lasă-l, lasă-l! Joacă! O încercare de degajare a lui Nigel Genia. Blocat mijlocașul la grămadă. Și pentru că nu s-a concretizat profitul, se revine la prima greșeală. Acel înainte comis de Timișoara va fi o grămadă cu introducere pentru gazde. Ce-am discutat, vă rog, și la cabine. Terenul e moale, atenție. Presiune! Te rog! Te rog, legăm a doua! Închiderea din prima! Închiderea din prima, te rog! Ok? Yes! Here! Prima confruntare între cele două pachete de înaintare. Crouch! Am spus crouch! Sunt probleme însă cu această grămadă. Nu este mulțumit Emanuel Gorodea. Am zis la aceste confruntări de cum s-au poziționat cele două linii întâi. Crouch! Bani! Set! Stop! Stop! S-a prăbușit grămada. Gata, nu mai vorbește nimeni! L-am auzit pe Emanuel Gorodea înainte acestei confruntări, înainte startului acestei partide, discutând cu oamenii din pachetul de înaintare și avertizându-i că va fi destul de dificil să lege grămezile, având în vedere starea gazonului, un gazon care s-a prezentat foarte bine în urmă cu o săptămână la confruntarea dintre Baia Mare și CSM București, dar între timp, din cauza ploilor și anisorii care vă spuneam până în urmă
cu 10 minute a creat așa un pic de emoție aici la Baia Mare. Starea suprafeței de joc nu este una extraordinară. Din clipa asta nu mai fac avertismente, domnilor. Mulțumesc! Crouch! Bye! Set! Încă o dată au reușit să lege grămada, să vedem. Nu, s-au ridicat din linia întâi și o lovitură de pedeapsă dictată de arbitru în favoarea celor de la Baia Mare. Lovitură de pedeapsă bătută direct în tușă. Nu au reușit să câștige foarte mult teren Zimbri, însă vor beneficia de repunerea balonului din margine. Rămâi acolo! Joacă albastru! Joacă albastru! Tușă bună lui Florin Gorun. Da. Cam înalt acel placaj, o mână care îl putea să fie extrem de periculoasă pentru botezatul. Totul este cel care recuperează încă un placaj înalt, este clar lovitură de pedeapsă și s-ar putea să vedem și un cartonaj galben. Tangimana este cel care a avut ultima lovitură de pedeapsă, ultima intervenție înalt, placajul înalt la gât. Este chemat Stelian Burcea. 25, te rog, cheamă. 25! Am gândit să echipa ta și mai înainte. Pentru chestia asta. Cartonaș galben, într-adevăr, decizia este mai mult decât corectă. Un placaj înalt pe care aripa celor de la Timișoara i l-a aplicat lui Ionuț Botezatu. 10 minute cu unul mai puțin oaspeții. Capitane! Aici rămâi! Aici rămâi albastru! Să vedem pe cei de la Baia Mare cum vor reuși să fructifice plusul numeric. În acest moment își câștigă foarte bine marginea. Rămâi! Scoznaie Georgenia. Lasă! Pasă sărită. Un balon care ajunge până la aripa Georgel Cătună. Placat. Foarte bună această acțiune. Se pare însă că a fost o greșeală. Într-adevăr, Emanuel Gorodea revine la locul unei infracțiuni precedente. Inginere! Și lovitura de pedeapsă decid cei de la Baia Mare să o execute prin un șut direct spre but. Te rog! Samoa până acum a beneficiat de o lovitură de pedeapsă pe care a reușit să o transforme în 3 puncte. Are la dispoziție un minut pentru a-și pregăti această execuție.
Nu a reușit să trimită printre cele două buturi. Balonul s-a dus prin stânga. Au scăpat cei de la Timișoara. Rămân însă în continuare cu un om mai puțin pe teren. În spatele balonului, te rog, Roșu! Repus balonul în joc de Gabriel Conache. Cam mare atacă, sunt la 40 de metri de terenul de țintă al adversarilor. O acțiune pe 3 sferturi, un placaj foarte tare pe care l-a recepționat Florin Gorun. E bine! Un șutul, o greșeală, probleme mari pentru Timișoara, care are mari dificultăți și jocul este oprit de arbitru, a fost un înainte. Se dictează grămadă cu introducere pentru cei de la Baia Mare. Între timp cronometrul este oprit pentru că unul dintre jucătorii Zimbrilor are nevoie de asistența medicului. Între timp să vă spun că este meciul cu numărul 64 dintre cele două confruntări. Până acum palmaresul meciurilor directe o avantajează pe Baia Mare, care a reușit să se impună în mai multe confruntări decât adversarii. Doar 3 rezultate de egalitate s-au consemnat până acum între cele două echipe. Echipe care, așa cum vă spuneam, de 6 ani domină cu autoritate rugby-ul din Superliga. Două grupări care au reușit să încheie dominația grupărilor din București, Steaua și Dinamo, echipele care în mod tradițional, până în urmă cu 6 ani, porneau de fiecare dată cu cele mai mari șanse în la câștigarea titlului. De o bună perioadă de timp nu au mai reușit să concretizeze și să obțină trofeul rezervat campioanelor din rugby-ul românesc. O primă schimbare. Intră pe teren Sefanaia Brian, numărul 21. Nu mai poate continua. Faca Osilea, el este jucătorul accidentat, centrul celor de la Baia Mare, care a fost scos de pe gazon. Vin foarte bine timișorenii. Da. Lovitură de pedeapsă. Au scăpat dintr-un moment extrem de dificil. Oaspeții, Calafeteanu șut direct în margine, am dat jocul undeva la mijlocul terenului. Joacă Roșu! Joacă Roșu! Pune căpățână, greșit, balonul nu a ajuns la Burcea, dar au probleme cei de la Baia Mare. O greșeală, n-au reușit să intre în posesia balonului. Calafeteanu încearcă o pătrundere pe lângă grămadă, este placat. Și este lovitură de pedeapsă pentru că nu s-a eliberat zona placajului. Ce șansă au avut timișorenii pe această greșeală comisă de jucătorii celor de la Baia Mare. Au reușit să pătrundă cu balonul în 22-ul advers, însă n-au concretizat.
Baia Mare scapă din acest moment dificil grație acestei lovituri de pedeapsă dictată în favoarea gazdelor de Emanuel Gorodea. Un șut direct în tușă, bineînțeles, iar marginea va aparține gazdelor. Cedează, cedează albastru. Așteaptă, cedează aici. Dec. Ok. Joacă albastru. Joacă albastru. Repunere bună a lui Florin Gorun. A dat drumul la pas la timp Lux Samoa, a fost placat, rămâne însă în continuare în posesie Baia Mare. Da. Pasă sărită. Se joacă! Un șut. A reușit Conache să blocheze. Acum mingea la Calafeteanu, care trimite balonul undeva în 22-ul advers. Albastră, aici, stop! Stop! Balon înalt. Recepționat bine de Conache. Imediat placat însă fundașul timișorenilor. Rămâne însă posesie pentru oaspeți. Probleme mari cu recepția balonului. Nigel Genia reușește să intre în posesie. Urmează șutul lui Ionuț Botezatu. Balonul trimis direct în afara, suprafeței de joc. O greșeală, pentru că balonul fusese introdus în 22 de jucătorii celor de la Baia Mare, motiv pentru care marginea va fi efectuată din locul, din dreptul locului în care, de unde a șutat Ionuț Botezatu. Din nou momente dificile pentru Baia Mare. Timișoara a început foarte bine această partidă și a arătat că este o echipă care e foarte solidă și până acum în toate momentele jocului a dovedit că nu este în niciun caz outsider sau nu pornește cu șansa a doua în această confruntare. Iată un mol de margine foarte bine, dar da, arbitrul molul se terminase aici, a intrat în propriu cu echipier, mulțumesc, grămadă. Da, purtătorul balonului, în opinia lui Emanuel Gorodea, a intrat într-un coechipier, motiv pentru care jocul a fost oprit de arbitrul Ieșan și s-a dictat o grămadă cu introducerea celor de la Baia Mare. Leagă acolo, te rog, a doua. No happe, no happe. Chiderea din prima. Crouch. Boy. Set. Stop. Again, angle, angle. Just, just. Yes, angle in. Ca de obicei, probleme cu aceste grămezi ordonate. Așteaptă! Te rog! Au expirat cele 10 minute de eliminare ale lui Tanji Mama. Timișoara în formulă completă. Bine! Închiderea din prima. Count! Bind! Set! Încă o dată se prăbușesc cele două grămezi, lovitură de pedeapsă, numărul 1, în favoarea gazdelor. Încă o dată, pe brațul lui. La următoare, atenție! Atenție! Încearcă Lux Samoa să găsească marginea, n-a reușit. Calafeteanu. E bine, se joacă! Șut bun, recepție bună și a lui Botezatu, care răspunde cu un balon la limita 22-ului advers. Te retragi, te retragi, te retragi! Excelentă recepția lui Lux Samoa, pentă de pas, a încercat să pătrundă, a fost însă prins de doi adversari. Scoate Genia. Excelent Sean Morel.
Balonul însă iese în afara terenului, balon mort. Capitane! Foarte bună această acțiune a celor de la Baia Mare. Timișoara a scăpat însă până la urmă fără probleme din acest moment dificil și va beneficia acum de o grămadă ordonată în care introducerea balonului îi va aparține lui Vali Calafetan. Leagă acolo! Tot timpul pe mâna lui! Mulțumesc! Hai, gata! Vorbim mai prea mult, domnilor! Te rog! Leagă a doua! Toni, trei Africa! Crouch! Boy! Set! Lovitură de pedeapsă, încă o dată probleme cu aceste grămezi ordonate. Te rog aici, poți să execuți de acolo. Lovitură de pedeapsă pe care Calafetanu va trimite direct în tușă. Repunerea va aparține tot oaspeților. Margine la 35 de metri de terenul de țintă al gazdelor. Timișoara a reușit fără probleme să evite să fie prinsă cu garda descoperită, în ciuda faptului că au fost 10 minute de inferioritate pentru oaspeți. Acum o margine bătută, din punctul meu de vedere, complet aiurea de timișoreni. Prima greșeală, margine strâmbă, urmat de înainte albastru. Margine, vă rog, albastru la margine. Rămâi acolo! Bună tușa celor de la Baia Mare! Excelent! A reușit într-o primă fază să evite mijlocașul la grămadă al timișorenilor, un placaj. S-a terminat avantajul nostru! Baia Mare pusă din nou în dificultate, scoate Calafeteanu, fentă de pas a centrului Giacumaga, din nou Calafeteanu, pasă sărită, nu tocmai grozavă, o greșeală a celor de la Timișoara, care permite, iată, băimărinilor să reintre în posesie. Geni a încercat să degajeze, nu a reușit, o minge recepționată de Conache. Șut direct în tușă. Un placaj foarte dur pe care l-a recepționat jucătorul celor de la Baia Mare. Intrare tare a lui Jody Rose asupra sa. Timp oprit. Cronometrul este din nou oprit pentru că este nevoie de intervenția medicului. Timp oprit. Nicule, m-auzi? În ultimele patru ediții, de 2011 și 2014, au fost 16 confruntări directe. Zimbrii de la Baia Mare au reușit să se impună de 8 ori. Două partide s-au încheiat la egalitate. 6 au fost adjudecate de cei de la Timișoara. Mulțumesc! 291 de puncte reușite în aceste ultime 16 partide de Baia Mare față de doar 264 ale celor de la Timișoara. Numărul 10! Tușe exact la mijlocul terenului. Lasă-l, lasă-l jos! Capitane!
capitane, este margine strâmbă, ce dorești? Schimbă Borazu! Putușă strâmbă, repunerea balonului în joc, va reveni de această dată oaspeților. Intră, te rog, ești de mii! Căpățână! Bună acțiune a celor de la Timișoara. Atacă foarte tare acolo Serian Burcea, creează un punct de fixare. Un șut al lui Calafeteanu, care nu a creat însă mari probleme băimărenilor, și din propriul 22 reușește să trimită direct în afara suprafeței de joc Ionuț Botezatu. Țână, Burcea a reușit să trimită balonul, a scăpat Calafeteanu. A fost însă un offside sesizat de arbitru, lovitură de pedeapsă, și să vedem care va fi decizia gazdelor. Aceeași încearcă să reducă din diferență. O poziție foarte bună pentru Luc Samoa, cel care a ratat o lovitură de pedeapsă, de care a beneficiat Baia Mare. A reușit însă să și transforme una din prima lovitură de pedeapsă de care au beneficiat gazdele în această partidă. 50% procentajul de reușită în acest moment pentru Luc Samoa. Direcția pare a fi bună, într-adevăr, balonul se duce printre cele două guturi și scorul în acest moment este 6 în dreptul celor de la CSM Baia Mare, 7 pentru Timișoara. Mai puțin de 10 minute până la finalul primei reprize, în continuare 7-6 pentru Timișoara în această deplasare. Placaj un pic înalt, dat de unul dintre jucătorii echipei oaspete, până la urmă însă balonul iese în afara suprafeței de joc. Să fixeze, vă rog! Margine pentru timișoareni, bătută repede, însă nu foarte corect, și să vedem decizia arbitrului. A fost într-adevăr un înainte comis de uvertura celor de la Timișoara. A avut probleme Jody Rose să recepționeze acel balon. Aici, te rog. Ground! Point! Set! Scot până la urmă balonul băimărenii și încearcă o acțiune pe 3 sferturi. E un profit lăsat de arbitru în favoarea gazdelor. Prea acolo Marius Dănilă și bate linia avantajului. Încă o dată balonul este scos. Dar la fel se întâmplă și cu purtătorul balonului. În travers aici, pilierul tău dreapta. Se revine însă la prima greșeală, o lovitură de pedeapsă dictată
în favoarea gazdelor. O poziție destul de bună pentru transformerul Lux Samoa. Să vedem însă dacă și de această dată gazdele vor încerca să concretizeze această lovitură de pedeapsă, dar, într-adevăr, o nouă tentativă de a trimite printre cele două buturi balonul. Distanța este destul de mare, însă nu este deloc imposibil pentru Lux Samoa, cel care a arătat atât în confruntarea precedentă cu CSM București, dar și în această partidă că este un șutor de valoare. Să vedem însă cum va reuși să se descurce uvertura păimărenilor dintr-o astfel de poziție. Are posibilitatea să o ducă pe Baia Mare în avantaj. Execuția pare bună, cele două steaguri se ridică și, într-adevăr, scorul devine 9-7 pentru Baia Mare. Atenție la vilierii tăi, te rog frumos! Încet, încet, după un start furibund de meci, Timișoara s-a stins, n-au mai reușit jucătorii echipei oaspete să realizeze mare lucru, în ciuda faptului că au mai avut câteva incursiuni extrem de periculoase în apropierea 22-ului advers. Se joacă! No. Te rog! E bine! Bună recepția lui Conache. Oh, ce greșeală! Prima la roșu, urmat de înainte la stroc, grămadă! Greșeală! Aici te rog! Sesizată până la urmă de Emanuel Coroda. Urmat de înainte albastru, grămadă, albastru! Grămadă cu introducere pentru Baia Mare. Oricum, probleme pentru Timișoara la această fază. Mult prea ușor au și cu prea multă lejeritate mi s-a părut că au tratat această acțiune jucătorii oaspete, echipei oaspete. Din nou probleme de sănătate pentru unul dintre ruibiștii băimăreni. Mai puțin de 5 minute până la sfârșitul primei reprize. Singur eseu până acum consemnat în această partidă, cel reușit de timișoreni în chiar debutul confruntării. Cronometrul este din nou pornit. În ceea ce privește confruntarea celor două pachete de înaintare, până acum mi s-a părut Timișoara parcă un pic mai puternică în ceea ce privește forța liniei întâi decât ce a arătat până acum Baia Mare. Da. Introducere greșită a gazdelor. Lovitură liberă de care beneficiază în acest moment Calafeteanu. Joacă foarte repede la mână, Burcea continuă, încearcă căpățână să scoate din nou Calafeteanu. Lasă-l! Balon înalt. Urcea s-a dus într-un adversar, să vedem. Numărul 1, numărul 4. Numărul 1, numărul 4. Offside. Un offside sesizat de Emanuel Gorodea. Da.
Balonul trimis direct în margine de timișoreni, care mai au la dispoziție câteva minute până la finalul primei reprize. Din nou însă cronometrul este oprit, se resimte Burcea. Nu este până la urmă însă nicio problemă pentru capitanul timișorenilor, care își reia locul pe gazon. Cedează albastru, intră în margine roșu, intră în margine, intră acolo în margine, mersi. La Feteanu, trei sferturi, încearcă să pătrundă și reușește să intre în 22-ul advers, Chinichilau. Borcea, pericol pentru Baia Mare, care reușește până una alta să reziste. Sunt să mari dificultăți și este eseu al doilea al acestei partide. Să vedem. Este eseu, da? Un eseu reușit de Tangimana. Al doilea eseu în această partidă al oaspeților. Iată încă o dată momentul în care aripa timișorenilor a reușit să pătrundă cu balonul în terenul de țintă advers. 12-9 în acest moment este scorul pentru Timișoara în această deplasare la Baia Mare. Și Valicalea Feteanu, dintr-o poziție foarte dificilă, va încerca să aducă încă două puncte pe tabelă în dreptul oaspeților. Se duce perfect printre cele două buturi, în ciuda poziției foarte dificile, și prima repriză se încheie cu scorul de CSM Baia Mare 9, Timișoara 14. Două eseuri reușite de oaspeți în startul și finalul primei reprize au făcut până acum diferența între cele două grupări. Rămâneți alături de noi, revenind după pauză. Voltaj, reprezentanta României în concursul Eurovision 2015, pe drumul spre succes. Eurovision, drumul spre Viena. Sâmbătă la TVR1. Catena Farmacia Inimii susține România la Eurovision. Bărbații luptă frecvent împotriva mătreții care apare iar și iar. Dar eu sunt pregătit. Pentru că folosesc șamponul antimătreață Clear. Noul Clear Man cu Bionutrium 10 activează bariera naturală de protecție a scalpului, prevenind reapariția mătreții. Noul Clear Man, scutul tău antimătreață. Nu am nimic de ascuns. Cine poate face aluatul să crească? Eu! Pentru că îl pot face să se umfle ca un balon. Creează aluatul perfect crescut, care face din oricine un bucătar iscusit. Cu cea mai bună drojdie, de la Dr. Nutker. Am zugrăvit mii de pereți la viața mea și recunosc, cel mai drag mi-e să zugrăvesc la mine acasă. Cu ce? Cu Kober Certificat Plus. Pentru că vreau ca fetița mea să respire un aer cât mai curat. Și credeți-mă, știu ce spun. Chiar merg. Kober Certificat Plus. Un aer mai curat în fiecare zi. Cum îmbunătățești clasicul Mac 3? Cu o promisiune. Fără roșeață, garantat. E promisiunea făcută de designul care reduce apăsarea lamei și de experiența a milioane de bărbați. Noul design Gillette Mac 3. Fără roșeață, garantat. Gillette. Perfect bărbătesc. Cine e cel mai iscusit bucătar? Eu!
Eu sunt pentru că pot să-i dau gustul nostru preferat. Ba eu sunt. Pot să fac tortul nostru preferat să se facă mare, mare. Ba eu pot face tortul nostru preferat mare și drăguț să ne spună ce să facem. Dr. Oetker face din fiecare cel mai iscusit bucătar, ingrediente de calitate și decorațiuni frumoase. De la Dr. Oetker. Prăjituri pregătești și zâmbete primești. Răzuiește eticheta promoțională de pe produsele participante și câștigă sute de premii sau marele premiu, redecorarea casei în valoare de 8.000 de euro. Cu Metro îți faci mai ușor pregătirile de Paște. Între 3 și 5 aprilie ai biban de mare la doar 31 de lei și 98 de bani pe kilogram și vin Il Carpino Orvieto Classico la doar 8 lei și 99 de bani pe bucată. Metro vă urează Paște fericit! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Slujba de înviere din Biserica Simbol a Lumii Catolice este oficiată de Suveranul Pontif, Sanctitatea sa, Francisc I. Sâmbătă 5 aprilie, de la orele 21:30, ediție specială Credo, cu Titi Dincă și invitatul său, profesor Wilhelm Danke. Duminică 5 aprilie, mesajul Suveranului Pontif va fi transmis din Piața San Pietro, începând cu ora 12:30, la TVR2. Credo. Urbi et Orbi. Transmisiune directă de la Vatican. Chiar dacă timpul zboară, te invităm la un popas printre amintiri. Te așteptăm cu emoții, cântece și voie bună! Miruna Ionescu te invită la Popasuri folclorice, sâmbătă de la ora 13 la TVR2. Perfecțiune, performanță. Duelul mondial pentru supremația în gimnastica ritmică se dă la București. Gimnastică ritmică, etapă de cupă mondială. Sâmbătă, de la ora 14, concurs individual compus, măciuci și panglică. În direct la TVR2. Episcopul Ioan Suciu, unul dintre cei mai mari oratori ai Bisericii Greco-Catolice și un prieten de suflet al tinerilor, a combătut comunismul cu toată puterea. Există un singur lucru pe care nu ai voie să-l faci, să fii trădător. Un singur drum în viață care te îndepărtează de trădare, cel eroic. Episcopul Suciu a murit în închisoarea de la Sighet în ziua de 27 iunie 1953. La toate trăsăturile istoriei omenirii pozitive, cu valori mari și valori eterne, e sacrificiu. Episcopul tinerilor, Ioan Suciu, memorialul durerii, o istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin, sâmbătă de la ora 16 la TVR2. Te urmăresc toată viața. Nu le poți uita. Sunt mereu cu tine, fie că ești nostalgic, optimist. Visător. Sunt prieteni buni de care ți se face dor. Amintirile, sentimentele, muzica. Votează un top sentimental pe pagina de Facebook a TVR2 sau pe pagina de Facebook a emisiunii. Mituri muzicale românești. Invitați Iulian Vrabete și trupa Phoenix. Sâmbătă de la ora 17 la TVR2. Nu pot sta deoparte. Noi o dăm pe arte. Capricii ca la carte. Arte, carte și capricii. Sâmbătă seara la ora 19 la TVR2. Ne întindem firele, tatonăm,
Scoatem momeala, așteptăm. Nu vrem să dăm cu bățul în baltă și ne întrebăm: mușcă sau nu mușcă? Răspund Eugen Roibu și Victor Țăruș. Pescar Hoinar, duminică la TVR2. N-avem voie să filmăm, să nu divulgăm. Te rog să nu dai filmarea asta nimănui. Aici o să... Hei, ce faci? Nu mai filma dacă ne vede cineva. Dacă te vede cineva, iese cu cântec. Iese cu cântec. Iese cu cântec. Fiecare an, 1000 de bebeluși intră în viață cu inimile rănite. Anual, 5000 de copii cu boli cardiace părăsesc locurile de joacă definitiv. 20.000 de copii ar renunța oricând la jucării, înghețată, desene, orice, pentru o operație pe cord. Tu poți fi miracolul pentru ei. Salvează inima unui copil. Te costă doar 2 euro. Donează 2 euro printr-un SMS la numărul de telefon 8837. Solicitați și păstrați bonurile fiscale pentru a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale. Fondul de premiere este de 1 milion de lei. Detalii privind organizarea loteriei puteți afla consultând site-ul www.mfinanțe.ro. O campanie susținută de TVR. Mai iscusit bucătar? Eu sunt, pentru că pot să-i dau gustul nostru preferat. Ba eu sunt, pot să fac tortul nostru preferat să se facă mare, mare. Ba eu pot face tortul nostru preferat mare și drăguț să ne spună ce să facem. Dr. Oetker face din fiecare cel mai iscusit bucătar. Ingrediente de calitate și decorațiuni frumoase. De la Dr. Oetker. Prăjituri pregătești și zâmbete primești. Răzuiește eticheta promoțională de pe produsele participante și câștigă sute de premii sau marele premiu, redecorarea casei în valoare de 8.000 de euro. Pentru ca bebelușul tău să se trezească chicotind, e nevoie de o noapte uscată. Dar cum poți fi sigură? Verificând cu adevărați experți mămici din România. După cum vedeți, Pampers absorbe și reține umezeala mai bine decât un scutec obișnuit. Am simțit la atingere că Pampers era mai uscat. Diferența este evidentă. Acum sunt 100% convinsă că fac cea mai bună alegere pentru ca puiuțul meu să doarmă liniștit în fiecare noapte. Pentru mine, ca mamă, cea mai mare bucurie este să o văd pe cea mică dormind neîntrerupt peste noapte. Scutec uscat înseamnă un bebeluș care se simte bine. Am încredere în Pampers. Nu l-aș schimba niciodată. Pampers, alegerea numărul 1 a mamelor din România. Am zugrăvit mii de pereți la viața mea și recunosc, cel mai drag mi-e să zugrăvesc la mine acasă. Cu ce? Cu Kober Certificat Plus. Pentru că vreau ca fetița mea să respire un aer cât mai curat. Și credeți-mă, știu ce spun. Chiar merg. Kober Certificat Plus. Un aer mai curat în fiecare zi. Este încă pauză, domnilor și domnilor, aici la Baia Mare. O pauză care anunță liniștea de dinaintea furtunii din repriza a doua, o repriză secundă în care Baia Mare trebuie să schimbe ceva în jocul acestei echipe dacă vrea să întoarcă soarta acestei bătălii, care până acum, până în acest moment, după primele 40 de minute, a fost dominată cu autoritate de timișoreni. Oaspeții au reușit două eseuri, ambele transformate, au în acest moment 14 puncte, spre deosebire de Baia Mare, care până acum nu a reușit să concretizeze pe tabelă decât prin trei lovituri de pedeapsă. O primă repriză în care
Așa cum ați avut ocazia să urmăriți în direct la televiziunea română, oaspeții au fost mai mereu la conducerea, la cârma confruntării, au reușit să reziste chiar și 10 minute cu un om mai puțin pe teren și și-au dominat adversarul aproape în toate momentele jocului. Începe așadar această repriză secundă cu oaspeții în avantaj și reușind acum un șut în margine prin care mută confruntarea undeva la mijlocul terenului. Și-au câștigat marginea Băimărenii, placaj ratat în prima fază, însă iată-i pe cei de la Baimăre reușind să obțină până la urmă o lovitură de pedeapsă, deși pierduseră inițial posesia. A fost un placaj după care nu a fost eliberat jucătorul Băimărenilor. O lovitură de pedeapsă, balonul trimis direct în margine. Nu este o situație care să nu fi fost repetată în ultimele trei confruntări directe dintre Baia Mare și Timișoara, jucate aici în Maramureș. De fiecare dată la pauză avantajul a aparținut oaspeților. Să vedem însă dacă pauza a fost un sfetnic bun pentru gazde, o margine bună pentru Baia Mare, care încearcă să atace pe trei sferturi. Foarte bun placajul. Se lasă însă un profit pentru că se pare că a fost un offside într-adevăr. Nu. Semnul arbitrului îmi arată că lovitura de pedeapsă dictată în favoarea Băimărenilor este pentru că unul dintre jucătorii de la Timișoara s-a aruncat pe această grămadă și va fi o lovitură de pedeapsă pe care încă o dată gazdele vor încerca să o execute direct, un șut direct la but. Același Lux Samoa, transformerul tradițional al Băimărenilor. Avem ocazia să vedem la lucru astăzi doi transformări foarte buni. Este vorba de Lux Samoa, uvertura zimbrilor și, bineînțeles, mijlocașul la grămadă al Timișoarei, Vali Calafietanu. Poziția este foarte bună pentru Lux Samoa. Și balonul se duce direct printre cele două boturi, reduce din nou Baia Mare din diferență. Timișoara rămâne însă în avantaj 14-12. Balonul va fi repus în joc de Conache. Șuta lui Samoa direct în tușă din propriul 22. Jocul mutat undeva la 35-38 de metri. Aici te rog. Așteaptă. Intră în margine. Așteaptă. Tușe completă a timișorenilor, care au reușit câteva moluri de margine foarte eficiente pe parcursul primei reprize. Știi că fără probleme această tușă. Eliberează-l! Scoate Calafeteanu, din nou acțiune pe trei sferturi. Reușesc să
marcheze băimărenii, însă în continuare posesie pentru Timișoara. Pasa lui Calafeteanu pentru Căpățână, placat talonerul băimărenilor, atacă Calafeteanu pe lângă grămadă, a reușit să scape acolo de un adversar. Probleme pentru Baia Mare, care este în pericol în acest moment, acțiune în 22-ul gazdelor, la aproximativ 10 metri de terenul de țintă, și este un profit lăsat de arbitru în favoarea oaspeților, care atacă în continuare foarte tare. Din nou în 22, probleme, recepție, balonul este pierdut, dar se revine la prima infracțiune, va fi o lovitură de pedeapsă dictată în favoarea oaspeților. A încercat inițial repede Tangimana să execute, să joace la mână, însă a fost oprit de fluierul arbitrului. Intră pe teren echipa medicală pentru a-i acorda îngrijiri unui jucător al celor de la Timișoara. Te rog, și fără braț deschis. Numărul 1, mulțumesc! Fără braț deschis, fără nimic. Să vedem cum vor juca această lovitură de pedeapsă. Schimbare, se cere schimbare. Cine a zis schimbare? Acolo, la albastru, nu la voi. La albastru, scuze. Mă lași. Văd la marginea terenului pe Alexandru Bucur, care intră pe teren în locul lui Georgel Cătună. La marginea terenului este și Gigi Militaru. Se amână însă schimbarea pe care dorea să o facă antrenorul timișorenilor. Da, și până la urmă oaspeții aleg și ei să încerce să trimită printre cele două buturi balonul. Era o poziție bună pentru chiar o tentativă de a încerca încă un eseu, însă se alege până la urmă acest șut pe care îl va încerca Vali Calafeteanu. Poziția este una bună pentru transformerul de timișorenilor. Greșește însă Vali Calafeteanu și scorul rămâne Baia Mare 12, Timișoara 14. În spatele balonului! Excelentă recepție a lui Conache. Rămâi! Scoate Calafeteanu. Pasă foarte bună pentru Marian Drenceanu. Se aude fluierul, unul dintre jucătorii timișoreni s-a aruncat pe această grămadă. Este semnul pe care îl face arbitrul. Lovitură de pedeapsă pentru Baia Mare. Timp oprit, lași acolo, te rog, balonul, acolo! Oprit pentru că acolo sunt probleme pentru unul dintre jucătorii echipei gazdă. Iată acțiunea de mai devreme, care s-a soldat cu accidentarea jucătorului băimărean. Marius Danilă. Trimite direct în margine Lux Samoa. Va fi o tușă undeva la 35 de metri, de care va beneficia Baia Mare. Un moment favorabil pentru gazde. Totul depinde însă de cum se va coordona talonerul Florin Gorun cu prinzătorul în dușă.
este la Florin Gorun, care e imediat luat în primire de trei adversari. Probleme pentru Baia Mare și iată cum Timișoara reușește să obțină posesia. N-au reușit să se coordoneze, să se strângă unul lângă celălalt pe acest mol de margine pe care inițial izbutiseră să-l formeze jucătorii echipei gazde. Shotgun coke! A doua, te rog, mai repede. Grămadă la 40 de metri, introducerea aparține Timișoarei. Bun! Set! Stop! S-au prăbușit grămezile, balonul însă este scos foarte repede de Burcea. O acțiune cu centrul Chinichilau. Se revine însă la prima greșeală cea comisă de pachetul de înaintare al băimărenilor, lovitură de pedeapsă pentru oaspeți. Trimite direct în margine Valica Lafeteanu. Cedează, te rog. Rămâi acolo. Tușă completă a Timișoarei. Șapte oameni în margine. Aruncat bine Căpățână. Calafeteanu a avut ceva dificultăți cu acel balon. O greșeală a uverturii de la Timișoara. Jody Rose a trimis balonul spre nimeni, practic. Baia Mare în posesie, încearcă să iasă din propria jumătate de teren. Timișoara rezistă până una alta și un înainte pe care îl vede Emanuel Gorodea. Posesie din nou pentru oaspeți. Grămadă cu introducere pentru Timișoara. Prea multă vorbă, gata! Timp oprit! Cronometrul este din nou oprit. Un jucător al celor de la Timișoara are nevoie de intervenția medicului. Rămâne 14 la 12, avantaj minim pentru Bănățeni. Confruntare între echipele despre care multă lume susține, multă lume din rugby, specialiști în Superliga Națională, că sunt grupările care au cele mai mari șanse la titlu în acest sezon. Un meci echilibrat până acum, însă un plus în multe momente ale jocului pentru echipa oaspetă. Pedeapsă. Foarte bine au reușit să joace încă o dată această grămadă ordonată cei de la Timișoara. Și din nou Valica Lafeteanu va încerca să trimită balonul printre cele două buturi. A beneficiat de o lovitură de pedeapsă și în urmă cu câteva minute transformerul timișorenilor, însă Calafeteanu atunci a ratat. Se duce însă puțin pe lângă și rămâne 14 la 12 pentru oaspeți. A doua lovitură de pedeapsă irosită de Valica Lafeteanu.
să nu regrete jucătorii Timișoarei pentru aceste oportunități care nu au fost concretizate în puncte pe tabelă. Baia Mare e drept că nu a reușit foarte multe lucruri în această partidă până la acest moment, însă zimbrii au dovedit pe parcursul ultimilor sezoane că reprezintă o echipă foarte solidă și care oricând poate să pună probleme unui adversar. O recepție dificilă a lui Sean Morel, care până la urmă a reușit totuși să intre în posesie. Corun luat imediat în primire de Trenceanu. Este un avantaj pentru Gazde. Un avantaj care nu se concretizează și se revine la această infracțiune. Nu s-a eliberat zona placajului. Și să vedem dacă cumva va apărea și un cartonaș galben. Burcea este chemat să discute capitanul timișorenilor. Nu eliberează zona, acolo nu eliberează placatul. Deja s-au adunat. Te rog, atenție. Avertizat Burcea să discute cu colegii săi, să le spună să elibereze zona placajului pentru a nu se ajunge la un moment dat la cartonașe galbene. Timișoara a fost penalizată un cartonaș galben în prima repriză, un cartonaș galben însă și 10 minute de superioritate pentru Baia Mare, care nu au fost însă concretizate de Gazde. 12 la schimbare, 12! 12! Iese Paula Chinichilau. Intră în locul său Sefanaia Brian. No! Ușa bătută scurt de Baia Mare, care reușește să lege molul. Balonul scos. Grele pentru balon, care rămâne până la urmă în posesia băimărenilor. Excelent această pasă. A alunecat numărul 11, Keegan Sefton. Eliberează! Scoate din nou Nigel Genia, Luke Samoa, o pasă sărită. A reușit să evite un placaj Alexandru Bucur, a fost însă prins de următorul jucător și până la urmă partida este din nou oprită. Se aude fluierul lui Emanuel Gorodea, un înainte sesizat de arbitru. Ne retragem la 10. Ne retragem. Ne retragem, te rog. Retrage-te, te rog. Alex. Iar 21 de la al 4 a venit din lateral cu un braț. O să-i comunici chestia asta. 20. Capitane! O greșeală a lui Giorgio Phillips, numărul 21 de la Băimăreni, pe care a sesizat-o asistentul. I-a comunicat-o lui Emanuel Gorodea, cel care dictează o lovitură de pedeapsă în favoarea Timișoarei. O lovitură de pedeapsă bătută direct în tușă de Balica la Feteanu. Numărul 1, roșu! Numărul 1! A ieșit pilierul Manasa Romumu. În locul său a intrat cu numărul 17, Gigi Militaru, cel care se pregătea de la începutul acestei reprize secunde. Placaj periculos. Să vedem care va fi decizia arbitrului. În mod normal, pentru astfel de intervenții, se arată și cartonașul galben. Retrage-te la 10! Ok, stai! Da! Te rog! Să cere arbitraj video.
mă auzi? Da. Numărul 12 de la Baia Mare, John Leatawa, este cel care a avut această intervenție extrem de periculoasă. Verificăm acestul timp cu acasă. Și spunem cum se prezintă. Cere Emanuel Gorodea lui Nicolae Copil să verifice acest ultim placaj. Da, Nicolae Copil, arbitrul video, prezent în carul televiziunii române, cel care îl ajută pe centralul acestei partide în luarea deciziilor în acest fel de momente complicate. Din ce am văzut noi pe această reluare pe care v-a oferit-o colegii mei, numărul 12 de la Baia Mare, John Leatawa, a avut această intervenție asupra lui Tanji Mana. A preținut Nicu Messi pentru placajul ăsta periculos. Am zis deoparte, mulțumesc. Cartonaș galben pe care îl vede John Leatawa. 10 minute de inferioritate pentru gazde. Decizie corectă a arbitrului, s-a văzut încă din primele momente și apoi foarte clar și pe reluare că a fost un placaj extrem de periculos. Se pregătește Vali Calafeteanu, ultimele două lovituri de pedeapsă executate de jucătorul celor de la Timișoara au fost ratate. Poziția de această dată este însă una foarte bună, chiar dacă sunt 41-42 de metri. Șutul este bun, cele două steaguri se ridică și Timișoara își mărește avansul. 17-12 în acest moment scorul pe tabelă în favoarea oaspeților din Timișoreni. Recepția lui Calafeteanu din propriul 22 trimite direct în margine și mută jocul undeva la centrul terenului. Lasă-o jos acolo, te rog. Hei, cedează Hudă! Rămâi acolo, 10, te rog! Joacă! Joacă! În 5! O greșeală a lui Florin Gorun. Schimbare! Numărul 9! Iese Vali Calafeteanu, intră Hayden O'Donnell în locul său. Te rog acolo, hai! Acolo închidere albastru. Croc. Bai. Set. S-au legat bine de această dată cele două pachete de înaintare. Foarte tare împinge grămada Timișoare. Au câștigat 5 metri. Și iată-l pe Burcea. Excelentă acțiune. Eseu la centru pentru oaspeți. Al treilea eseu. A treia încercare reușită de Timișoreni, formidabilă acțiunea capitanului oaspeților. Cea mai frumoasă fază de până acum în această bătălie. Iată-l pe Burcea. A reușit să evite un placaj, a surprins apărarea băimărenilor mult prea
mult prea aerisită, descumpăniți zimbri la această acțiune fulgerătoare. Totul a plecat însă, așa cum vă spuneam, după o grămadă formidabilă a băimărenilor care și-au dat efectiv peste cap adversarul. Nici o problemă cu transformarea acestei încercări. UNS-ul aproape de centru reușit, așa cum ați văzut, de Burcea. 24-12. Lucrurile se complică din ce în ce mai mult pentru gazde. Tangimana să recepționeze balonul. Rămâi, stop! Un șut al lui Jody Rose. Te retragi, albastru, retrage-te! Un înainte. Se lasă profit pentru Baia Mare. Joacă! Scoate Nigel Genia, trimite direct în afara terenului. Se revine la prima greșeală, cel înainte comis de jucătorii de la Timișoara. Grămadă cu introducere pentru Baia Mare. Grămadă, alba. Doctor, timp oprit. Trei eseuri până acum, reușită de timișoreni. O partidă în care până acum oaspeții au arătat că cel puțin în acest moment al sezonului sunt parcă mai organizați, o echipă mai omogenă decât trupa zimbrilor de la Baia Mare. Cronometrul este din nou pornit. Aici te rog! Hold on front, okay? Round! Bun! Set! Stop! S-a prăbușit linia întâi de la Timișoara, joacă foarte repede la mână Ene, încearcă acolo capitanul gazdelor să îi surprindă pe adversar, nu au reușit. Stop! Încă o lovitură de pedeapsă. Pentru că nu s-au respectat cei 10 metri. Să vedem care este decizia. Logic, la o asemenea diferență nu are nici rost ca să încerci să trimiți balonul printre bețe. Trebuie să forțezi un eseu. O încercare este ceea ce au făcut și cei de la Baia Mare prin Nigel Genia, care a trimis balonul direct în afara suprafeței de joc. Va urma acum o repunere din margine. Sunt însă ceva probleme pentru talonerul celor de la Baia Mare. Florin Gorun este cel care primește în acest moment îngrijiri medicale. Un moment de pauză care este folosit de jucătorii echipei gazdă pentru a încerca și a discuta despre o strategie pe care să o aplice în acest moment, care le este foarte favorabil. Roșu, cedează, te rog. Faptului că au mai puțin pe teren, iată-i pe zimbri, fiind foarte aproape de terenul de țintă al adversarilor. Să vedem dacă vor reuși să lege un mol de margine și cum vor concretiza acest moment extrem de favorabil. O tușă cu probleme, o tușă strâmbă și iată cum pierd gazdele posesia. Madalin, schimbă brațul. Schimbă brațul. Cei care vor face acum repunerea din margine vor fi timișorenii. Cedează, te-am rugat din prima, rămâi aici. Te rog. Nu
Joacă roșu! Tușă bună a lui Eugen Căpățână, formează molul oaspeții. Până la urmă balonul oaspeții și încearcă o acțiune pe trei sferturi. A greșit însă fundașul Timișoarei. Un înainte comis de Conache. Și iată cum practic Timișoara oferă încă o bună oportunitate gazdelor să reducă din diferența de pe tabelă. Dușă la aproximativ 7-8 metri de terenul de țintă al Timișoarei. Introducerea va aparține celor de la Baia Mare. A doua! A doua, te rog, închiderea! Count! Bind! Set! S-au legat bine pachetele de înaintare. Balonul este scos foarte repede. Excelent placajul dat asupra lui Alexandru Bucur. Rămâne însă posesie pentru Baia Mare, care atacă, are și un profit acolo pe care îl arată Emanuel Gorodea, centralul acestei partide. Un pick and go încercat de Băimăreni. Încă o încercare de atac pe lângă grămadă, reușită până una alta. Timișoara rezistă, nu se concretizează acest profit. Unul dintre jucătorii Timișoarei s-a aruncat pe această grămadă și se revine la acea infracțiune. Emanuel Gorodea dictează lovitură de pedeapsă în favoarea Băimăreilor. Între timp, formulă completă a revenit pe teren. Au expirat cele 10 minute de eliminare pentru John Leiataua. Lovitură de pedeapsă și iată-i pe jucătorii echipei gazdă reluând jocul printr-o grămadă. Nu au încercat să trimită balonul în margine, preferă ca să reia jocul pe această grămadă în care, bineînțeles, introducerea aparține băimărenilor. Zimbri încearcă să pătrundă, iată probleme. S-a ridicat linia întâi, se lasă din nou profit pentru gazde. Ai avantaj! Două atacuri pe lângă grămadă succesive. Încă un pick and go al Zimbrilor. Rămâne în continuare profitul pe care îl arată Emanuel Gorodea în favoarea echipei gazdă. Un profit care încă o dată nu se concretizează, motiv pentru care se revine și se dictează o nouă lovitură de pedeapsă în favoarea gazdelor. Gazde care în acest moment au 12 puncte deficit pe tabelă. Mai puțin de 10 minute rămase de disputat din acest meci. Din nou aleg grămada. Pe trei sferturi, o încrucișare, nu reușește să treacă însă Ionuț Botezatu. Oh, un balon scăpat de Sean Morel. Se aude însă fluierul arbitrului. Să vedem care va fi decizia. Cartonaș galben. Un cartonaș galben. Sincer să fiu, nu am văzut motivul pentru care s-a dictat acest avertisment. Iată greșeala lui Sean Morel, cel care a scăpat balonul în față. Însă între timp Emanuel Gorodea a sesizat o altă infracțiune și l-a eliminat pe unul dintre jucătorii echipei oaspete. Cedează după linia roșu, te rog, după linie. Probleme pentru Timișoara.
părea această partidă una pe care oaspeții o vor câștiga fără probleme. Iată însă pe cei de la Baia Mare greșind această tușă. Nu ai voie să irosești cu atâta seninătate oportunități cum a fost cea de mai devreme, mai ales în condițiile în care adversarul tău este cu un om mai puțin pe teren. După calculele mele, până la sfârșitul acestei partide, Randall Morrison va sta pe marginea terenului, iar Timișoara va avea un om mai puțin în joc. Pușă bună de această dată a băimărenilor, Luxamoa, o încrucișare, greu, foarte greu de pătruns, Sean Morel. Nu reușește nici cel mare lucru. Încă o dată Luxamoa, o pasă sărită. Până înainte, din ce am văzut eu. Să vedem care va fi decizia lui Emanuel Gorodea. Mie mi s-a părut înainte. Margine! Da, va fi margine. A fost într-adevăr un înainte comis de jucătorii de la Timișoara, dar valul a ieșit apoi și în afara suprafeței de joc. Aleg marginea băimărenii. Intră pe teren forțe proaspete în tabăra oaspeților. Prinde bine Sean Morel, leagă băimărenii molul de margine. Balonul însă a ieșit din acea grămadă, se lasă însă în continuare un profit pentru Baia Mare. Samoa, momente dificile, însă formidabil placajul dat asupra lui Ionuț Botezatu. Nu s-a concretizat însă profitul și din nou Emanuel Gorodea întoarce jocul. Va fi lovitură de pedeapsă pentru Baia Mare. Capitane, cum îți spuneam, sunt prea multe. Nu, mulțumesc. Încă un cartonaș galben. Încă un cartonaș galben, încă un om mai puțin pentru Timișoara. În acest moment oaspeții sunt cu doi oameni mai puțin pe teren. Nu știu însă dacă mai au timp Zimbri să întoarcă rezultatul de pe tabelă. Pali Popârlan și el trimis pe marginea terenului de Emanuel Gorodea. Schimbare, da, ce număr iese? 6, la schimbare albastru, 6. Intră și Cristian șase, Stoica în tabăra Zimbrilor, în locul lui Cuselo Moiache. Lasă din nou un profit pentru băimăreni. O pasă sărită. Incredibilă greșeala. Înainte, grămadă cu introducere pentru oaspeți. Ce gafă, ce greșeală comit băimăreni într-un moment extrem de favorabil. Vă reamintesc că au doi oameni în plus pe teren și n-au reușit să se coordoneze corespunzător la această acțiune pe trei sferturi. În mod normal că atunci când ai doi oameni în plus și pleci la o acțiune pe trei sferturi, este imposibil ca adversarul să evite eseul. De această dată însă
o greșeală, un balon scăpat înainte de unul dintre jucătorii de la Baia Mare, a oferit acest moment de respiro și câteva secunde bune celor de la Timișoara. A scos Burcea balonul din grămadă, a fost placat. Probleme însă pentru Jody Rose, care a scăpat balonul în spate, apoi trimite un șut, n-a reușit să găsească marginea. Atacă acolo foarte tare Ionuț Botezatu, nu reușește să pătrundă și lovitură de pedeapsă. Stop. Să vedem. Stop. Stop, te retragi. Să vedem care va fi decizia arbitrului. Iată încă o dată această fază. Da. A fost ridicat Ionuț Botezatu în picioare și întors. Lovitură de pedeapsă dictată în favoarea celor de la Baia Mare. O lovitură de pedeapsă executată direct în tușă de gazde. Prinde Sean Moran. Gol! 8-8! Pleacă! No! Joacă! Ai balon! A reușit să lege molul Băimărenii. Un mol pe care Timișoara nu are voie să-l prăbușească. Timișoara se apără formidabil. Să atace, sunt la câțiva metri de terenul de țintă și pentru gestul de aici, pentru gest se felicită jucătorii Timișoare, o nouă greșeală comisă de gazde. Timp oprit, doctorul. Din nou cronometrul este oprit. Practic, nu mai este absolut nicio posibilitate, doar un miracol ar mai putea face ca Baia Mare să evite acest aici eșec în fața propriilor suporteri. Trântit, gest de nervozitate. Un gest de nervozitate al jucătorilor de la Baia Mare, taxat imediat de Emanuel Gorodea. O lovitură de pedeapsă, balonul trimis direct în afara suprafeței de joc. O schimbare pe care o fac cei de la Timișoara. Intră pe teren Lemechi Nabalei în locul lui Daniel Ianuș. Intră în margine. Șutul reușit de Jody Rose, o margine impecabilă a uverturii timișorene. Nu avea voie să trimită balonul direct în afara terenului de joc, pentru că mingea fusese introdusă în propriul 22 de cei de la Timișoara, însă execuția lui Jody Rose a fost una impecabilă. A revenit pe teren Daniel Ianuș. Se pregătește să intre și Marian Gorcioaia în locul lui Eugen Căpățână. Foarte bună prestația flancă talonerului Timișoarei în această partidă.
probleme pentru băimăreni în această dușă. Luke Samoa a obligat să voleibaleze practic balonul. A fost un avantaj văzut de Emanuel Gorodea. Se lasă profit pentru Băimăreni. E greu, însă foarte greu să se concretizeze acel profit. Așa că se revine la prima infracțiune, la acel offside. Joacă foarte repede la mână. Băimăreni încearcă să mai obțină niște puncte pe tabelă în acest final de meci pentru a beneficia de bonusul defensiv. Mișoara însă se apără formidabil, un placaj înalt pe care l-a dat acolo Stelian Burcea, dacă am văzut bine, asupra lui Ionuț Botezatu. Să vedem care va fi decizia. Se cere din nou arbitraj video, să vedem și noi dacă într-adevăr a fost placaj înalt. Iată reluarea, da, placaj înalt al capitanului timișorenilor, la Ionuț Botezatu. Să vedem care va fi decizia arbitrului. Pare că nu Burcea este cel care a dat acel placaj înalt. Al treilea jucător trimis pe margine de arbitru, al treilea cartonaș galben. Trei avertismente pe care Emanuel Gorodea le-a arătat timișorenilor în acest final de repriză secundă. Un lucru însă care, iată, n-a reușit deloc să fie fructificat de Zimbri. Baia Mare, surprinzător în această partidă, nu a arătat în niciun caz ca echipă capabilă să reziste unui adversar cum a fost această echipă a bănățenilor, foarte bine organizată. Să vedem însă această acțiune. Excelente schimbări de direcție și până la urmă va fi un eseu al celor de la Baia Mare, reușit de Nigel Genia, dar după o cursă superbă a lui Giorgio Phillips. 24-17 și probabil vor mai fi încă două puncte puse pe tabelă. Frumoasă această cursă a băimărenilor, această acțiune finalizată cu această încercare a lui Nigel Genia. Rezultat însă care, sau mai bine zis, o acțiune și un eseu care până la urmă nu schimbă impresia generală, și anume că Timișoara a fost astăzi peste trupa Zimbrilor. Zimbri care, după ce au arătat în prima etapă o forță consistentă și foarte multă soliditate în joc în confruntarea cu CSM București, astăzi parcă au fost de nerecunoscut. Se ridică cele două steaguri.
24-19, victorie pentru Timișoara în această deplasare la Baia Mare. Confruntarea dintre ultimele două campioane ale României a fost așadar adjudecată pe bună dreptate de bănățeni. Zimbri se mulțumesc cu punctul bonus defensiv și acest punct bonus defensiv obținut în ultimele minute ale acestei confruntări. Aici se încheie transmisiunea noastră de la Baia Mare. Dragoș Bucanaciu, vă mulțumește pentru atenție în numele întregii echipe care a realizat această transmisiune. Toate cele bune, pe curând! Bogdanel, vezi că pe minus 10...